Ieri, în plenul Parlamentului, la ora prim-ministrului, Ludovic Orban și-a început discursul prezentând situația României privind rata infectărilor cu SARS-CoV-2. Potrivit premierului, țara noastră se situează pe locul 18 între țările europene, înregistrând în ultimele două săptămâni 484 de infectări la 100.000 de locuitori. Și astăzi, România se găsește pe locul 18 la nivel european în ceea ce privește rata infectării. Cu toate astea, măsurile pe care le luăm și care văd că le folosiți cu scop electoral sunt niște măsuri care sunt dictate de obligația noastră de a apăra sănătatea oamenilor, de a apăra viața oamenilor. Când ai 10.000 de cazuri pe zi, nu poți să te faci că nu vezi, să lași să treacă lucrurile așa cum sunt și să nu iei măsuri care să protejeze sănătatea și viața oamenilor. Orice măsură pe care o luăm, o luăm doar pentru a salva vieți, doar pentru a reduce numărul românilor care riscă să se infecteze. Ludovic Orban a prezentat apoi câteva date în ceea ce privește bugetul. Potrivit acestuia, în luna august, septembrie și octombrie, veniturile bugetului de stat au depășit veniturile din aceleași luni ale anului 2019. Pe primele 10 luni ale anului, veniturile bugetului au crescut față de veniturile bugetului din primele luni ale anului 2019. În ceea ce privește creșterea economică, sigur că nu avem datele la 9 luni, dar pot să vă spun că datele la 6 luni, pe primul semestru, arată unde este România, că tot vorbea președintele Camerei Deputaților de locul în privința creșterii economice. Scăderea economică pe semestru 1 în România a fost de 3,9% față de 12% scăderea economică la nivel european. Ăsta este adevărul. În ceea ce privește rata șomajului, din nou vă indic să vă informați din surse oficiale, rata șomajului în Europa este de 7,5%, în timp ce rata șomajului în România, care este în scădere, după datele statistice prezentate, este de 5,2%. De altfel, puteți să vă uitați pe Revisal la numărul de angajați și să constatați că numărul de angajați în România, după criza economică provocată de pandemie, față de 1 ianuarie înainte de izbucnirea crizei, a crescut. Numărul de angajați a crescut. Vă place sau nu vă place, vă spun că numărul de angajați a crescut. În continuare, Ludovic Orban a dat asigurări că în 2021 nu vor fi crescute taxele și impozitele și a subliniat că foarte multe legi date de Parlament au generat cheltuieli suplimentare. Premierul susține că munca depusă de guvern este îngreunată de legile adoptate în Parlament care nu au asigurat resurse financiare necesare. Potrivit premierului, în viitorul buget vor fi asigurați bani necesari pentru a susține creșterea pensiilor în baza ordonanței de urgență adoptată de guvern în acest sens. V-am spus cu subiect și predicat că nu majorăm nicio taxă și niciun impozit. Am să vă spun de ce cresc veniturile la buget în criză economică. Pentru că avem o colectare mai bună. Am să vă dau numai pe TVA, taxa pe valoare adăugată, încasările la buget pe taxa de valoare adăugată pe primele 10 luni au crescut cu aproape 10% în condițiile în care noi am rambursat TVA către companii cu 3 miliarde mai mult decât ați rambursat dumneavoastră. Guvern aflat în vreme de pace, fără criză economică, fără criză pandemică. De ce am putut colecta mai mult? Pentru că suntem corecți. Pentru că n-am mai tolerat evaziunea fiscală, pentru că n-am mai închis ochii la acele companii care nu și-au plătit taxa pe valoare adăugată. Acestea sunt datele, le puteți vedea. Cei care considerați că execuția bugetară nu e suficient de transparentă, puteți să urmăriți că datele sunt prezentate. În fine, în ceea ce privește veniturile acordate
către vârstnici, către pensionari, către părinții și bunicii noștri. Păi credeți că dacă am fi avut bani, n-am fi crescut pensiile în an electoral? Liderul deputaților USR, Cătălin Drulă, a afirmat că bugetul pentru 2021 trebuie aprobat de un parlament legitim, cel care va fi instalat în urma alegerilor din 6 decembrie. Președintele pro-România, Victor Ponta, a atacat pe Orban cu un vers din Pink Floyd, Leave the Kids Alone, transmițându-i: Ludovic, lasă copiii să meargă la școală.